Bună, draga mea, sunt Luna Ala. Aproape toată luna decembrie soarele va fi însăgetător, iar până pe 21 decembrie, energiile sale vor fi amplificate de Jupiter în același semn. În perioada optimă, între 6 și 18 decembrie, activitatea creativă va crește, Va apărea dorința de a-ți îmbunătăți relațiile, de a extinde afacerea și de a încheia diverse acorduri. Acesta este momentul potrivit pentru cele mai diverse întâlniri, pentru călătorii de afaceri și romantice, extinzând legăturile cu partenerii. Norocul te va însoți dacă nu ți stă frică să-ți asumi riscuri, să te schimbi, să-ți stabilești obiective globale și să trăiești nu numai cu interesele tale, în general. Energiile din decembrie, combinația dintre Pluto, Saturn, Venus în Capricorn în sextil cu Marte în Scorpion și Neptun în Pești, te vor ajuta să-ți disciplinezi conștiința, să-ți găsești drumul, să-ți dezvolui talentele latente și să te deplasezi în direcția corectă. Perseverența și concentrarea te vor ajuta la creșterea în carieră. Patronii cerești Saturn va fi încântat să sprijine orice afacere care ai început-o în decembrie. Cu toate acestea, Saturn este foarte puternic și prin urmare, singur este capabil de multe. În primul rând, în următoarele patru săptămâni, vei simți o reală creștere de vitalitate. Poți decide să schimbi profesia și chiar cariera. Poți face o curățenie generală în treburile personale. Poți decide să înmulțești urmașii. Ceea ce Saturn nu este capabil să te ajute este eliminarea lenei. Dacă vei decide să petreci lună decembrie pe canapea, desigur, nu ar trebui să te aștepți ca sfârșitul acestui an să fie productiv. Doar acțiunile specifice pot aduce un succes apreciat, precum și capacitatea de a face față în mod constant gândurilor depresive. Dușmanii cerești, trecem la principalul lucru. Cea mai dificilă problemă la începutul acestei ierni poate fi o dispoziție deprimată. Acesta este un rezultat direct al atacurilor active ale antagoniștilor noștri. Pluto și Neptun îți pot otrăvi pacea, trimițând încercări legate de lumea ta interioară. Poate că îți vei analiza calea vieții în general și vei decide că mergi pe un drum greșit. Poate că vei pune la îndoială fezabilitatea unei căsătorii poate că vei decide că nu are sens să lupți împotriva unei afecțiuni care este de fapt ușor de învins. Toate acestea sunt mașinațiile planetelor neprietenoase. Nu îți poți permite ca viața ta să coboare iar tu să stai cu mâinile încrucișate. Controlează-ți starea de spirit și nu fă pași care pot deveni fatali. Liderii semnelor zodiacale În ceea ce privește patronii fiecăruia dintre elementele individuale, Aici este o situație complet favorabilă. Trebuie menționat că vor fi o mulțime de asistenți alături de noi. Astfel, Uranus și Mercur vor patrona semnele aeriene, vărsător, balanță și gemeni. Acest lucru va aduce succes atât în sfera creativă, cât și în cea financiară. Elementele de apă, rac, scorpion și pești sunt semnificativ norocoase. Reprezentanții acestor semne sunt mai puțin susceptibili să simt atacuri din partea lui Pluto și Neptun. Elementele de foc, leu, săgetător și berbec, vor fi ajutate de Jupiter și Soare. În timp ce toți ceilalți se luptă cu gânduri depresive, aceste semne vor fi pe val și vor realiza destul de multe. Elementele Pământului, capricorn, fecioară, taur, vor primi sprijin din partea iubitoare Venus. De aceea, viața lor personală din timpul frigului și vânturilor de iarnă va fi plină de romantism de primăvară. Acum hai să aflăm la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodiacului. Berbec, pentru tine, decembrie este o perioadă foarte reușită pentru realizarea ideilor tale, pentru călătorie, găsirea de noi prieteni și satisfacerea nevoilor tale spirituale. În astrograma ta apare că vei avea ocazia să ajungi la un public mai larg prin publicitate, propaganda ideilor tale prin intermediul mass media, ceea ce ți va permite să lovești două păsări cu o singură piatră, să prinzi un cerc larg de susținători și să-ți consolidezi situația financiară. Perioada până la 18 decembrie va fi deosebită de reușită când curajul și dorința de a te ridica în societate pot deschide multe oportunități pentru tine, vei încerca noi tipuri de activități, cooperarea în proiecte promițătoare, dar totul va depinde de alegerea ta. Cea de-a treia decada a lunii decembrie va fi, de asemenea productivă, vei putea avansa semnificativ în afaceri, vei câștiga popularitate, dar va trebui nu numai să primești, dar să dai în aceeași măsură. Taur. Decembrie este cea mai armonioasă luna anului pentru tine, în ciuda lipsei de energie, te vei simți inspirată și activă. Vei avea mari oportunități și o siguranță internă pentru a te despărți de rutină, să-ți dezvălui talentul și destinul tău adevărat. Cu toate acestea, pe lângă impuls, este important a menține consecvența în acțiuni și decizii. Cea mai intensă va fi perioada cuprinsă între 5 și 19 decembrie, când partenerii pot să dau un impuls nou modificărilor viitoare. Partenerii tăi ar putea avea nevoie de ajutor, iar tu te poți implica în treburile și problemele lor. Alături de acest lucru, unele idei mai vechi pot să dau un impuls modificărilor viitoare din viața ta. În cea de treia decada a lunii decembrie, pe astrograma ta apare o creștere a forței și entuziasmului care poate determina comportamentul tău, iar dorința de schimbare radicală poate afecta nu numai mediul și sfera ta de activitate, ci și pe tine însăți. Gemeni, pentru tine, decembrie va fi o lună foarte dinamică și uimitoare, deși nu este ușoară din punct de vedere al relațiilor cu partenerii de viață sau de afaceri. Vei avea nevoie de atenție și răbdare, de asemenea de multe ori vei avea nevoie de părerea partenerului pentru a-ți evalua acțiunile din lateral. Cea mai armonioasă și activă perioadă va fi între 4 și 19 decembrie, când unele dificultăți în relațiile cu partenerii te pot obliga să cauți alte moduri de viață. Acest proces poate primi un impuls neașteptat, în plus, poți avea acces la sume mari de bani poți primi o moștenire, o finanțare, o sponsorizare. În cea de-a treia decada a lunii decembrie, ideile tale îndrăznețe și incredibile pot fi realizate. În acest moment, pe astrograma ta apare noroc, te așteaptă întâlniri uimitoare, metamorfoze, evenimentele cele mai neașteptate, când viața ta poate fi construită pe principiul fi acum, fi niciodată. RAC pentru tine, sfârșitul anului poate avea mare succes în ceea ce privește munca și găsirea de noi relații de afaceri și dragoste. Pe astrograma ta, evenimentele neașteptate arată că te vor ajuta să-ți extinzi legăturile sociale și să închei parteneriate de succes și stabile. De asemenea, pe astrogramă apare posibilitatea de a te căsători cu succes, de a primi imediat atât dragoste cât și beneficii. Aceste lucru este mai degrabă posibil dacă ai peste 38 de ani, dar nu ai ajuns la perechea de 5 cu 5. Cu toate acestea, până la data de 19 decembrie, va trebui să muncești din greu și să îndeplinești îndatoriri plictisitoare. În acest moment, unele dintre ideile tale pot oferi indicii bune, iar în a treia decadă, Schimbări neașteptate în mediul tău pot deschide perspective foarte atractive pentru tine, deși relațiile cu partenerii din trecut pot avea consecințe neplăcute, cu toate acestea, jocul cu focul merită, trebuie să utilizeze oportunități bune pentru a-ți transforma viața. Leu, decembrie pentru tine poate fi foarte dinamic și favorabil deși îți va fi dificil să-ți depășești unele dintre erorile și le caracteristică, cu sprijinul conducerii și al colegilor îți poți face un serviciu bun. Perioada până la 19 decembrie poate avea succes pentru manifestarea calităților tale antreprenoriale. Conducerea îți poate oferi o poziție mai prestigioasă, un nou proiect creativ care te va ajuta să-ți dezvălui pe deplin talentele. În acest moment, coerența și consecvența în muncă sunt foarte importante, în caz contrar, poți fi atrasă de idei noi și poți pierde direcția corectă. În cea de-a treia decadă, te poți aștepta la schimbări radicale ale muncii, o combinație reușită de circumstanțe care te vor ajuta la atingerea unui nivel mai ridicat în cariera ta. Dar pentru asta, va trebui să sacrifici ceva. Nu va fi alegerea ta. Fecioara, pentru tine este o perioadă activă și controversată, pe de o parte, vei simți o lipsă de forță, iar pe de altă parte, energiile focoase active te vor stimula la întreprinderea de acțiuni intestinale. În prima și a doua decada a lunii decembrie, vor exista o mulțime de neclarități, vei fi clar nesigură în relațiile cu partenerii, din cauza cărora te poți simți ca în baia de nomol îți va fi dificil să acționezi în acest moment, iar treburile concrete vor fi în stadiul ideilor, coordonării și discuțiilor. Un fel de bla bla bla, de dimineață până seara, pe minutele tale și pe cafeaua ta. Nu mai spun de nervite. Peste tot vei vorbi multe, dar puțini vor auzi sau acționa. În acest sens, a treia decada a lunii decembrie, cam pe vremea când îl sărbătoresc pe al meu, sau atunci când se taie porcii, se va dovedi a fi o perioadă mai dinamică și mai activă, vei putea face lucruri concrete, întruchipând ideile tale. Bine, vei spune că e din scurt, dar în acest moment, se va manifesta în mod clar entuziasmul tău, capacitatea de a capta ideea și de a-i prinde pe alții. Prin urmare, focul de artificii s-ar putea muta la birou fix de Crăciun balanța. Această lună poate fi una dintre cele mai favorabile pentru tine, deoarece vei putea să-ți crești veniturile pe o simplă pălăvrăgeală. Nu spun că nu-ți-ar place, dar vorba lungă e sărăcia omului. În acest moment, situația va fi de mare succes pentru tine, de aceea, este important să te dovedești la timp, să găsești veriga slabă în lanț pentru a ocupa un loc mai avantajos, în acest caz. Un rol semnificativ îl pot avea informațiile care trebuie eliminate în mod corespunzător. În general, în decembrie, potențialul tău intelectual va fi foarte ridicat, vei înțelege totul din zbor, astfel încât vei putea reuși în activități educaționale și științifice, în special în perioada 4 la 19 decembrie. În cea de-a treia decadă, sunt posibile schimbări neașteptate, dar pozitive în familie. Poți investi mulți bani în îmbunătățirea locuinței tale, în îmbunătățirea vieții celor dragi, ceea ce te va distrage de la îndatoririle profesionale. Scorpion, în decembrie, dinamica ta va scădea, interesul va slăbi, în ciuda faptului că în jurul tău totul se va mișca, evenimentele care se petrec te pot atrage pe orbita lor iar tu poți deveni în mod involuntar participantă la planurile altor persoane. În acest moment, situația ta financiară va fi instabilă, ceea ce se poate datora activităților nereușite ale partenerilor tăi. Prin urmare, în perioada până la data de 19 decembrie, este mai bine să nu țiriști banii și să nu te angajezi în operațiuni neplanificate. Poți deveni la comă pentru lingușire, laudă, lucru care te poate priva de capacitatea de a gândi cu claritate. În cea de-a treia decadă, va veni o perioadă mai favorabilă și mai stabilă pentru tine. Chiar înainte de anul nou te așteaptă întâlniri foarte interesante, impresivi și evenimente importante, iar aceste lucruri poate afecta în mod semnificativ soarta ta în relațiile cu partenerii. Săgetător, pentru tine, Decembrie este cea mai reușită luna anului, iar dacă există un interes, în acest caz dorința de a obține recunoaștere va intra pe primul plan, perioada cea mai favorabilă și dinamică va fi până în ziua a 19, -a, când vei putea face compromisuri fără a regreta, vei putea face acele sarcini și îndatoriri care le simțeai mai devreme ca o piatră legată de picioare, și nu ți-au permis să înaintezi. Orice rutină va fi o povară pentru tine și numai activitatea individuală și libertatea creatoare îți vor satisface nevoile spirituale. Împreună cu aceasta, șansele de succes care vor apărea, te vor forța să te reconsideri și să te schimbi mult în tine însăți, de aceea aceasta este și o perioadă de mare ascensiune spirituală și transformări interne. În cea de-a treia decadă, te vei concentra pe situația ta financiară, iar o combinație reușită de circumstanțe te va ajuta să te ocupi de noi proiecte promițătoare. Capricorn, pentru tine, luna decembrie nu este cea mai favorabilă perioadă, deoarece lipsa de vitalitate îți va afecta activitatea și potențialul intelectual. Cu toate acestea, în perioada până la 19 decembrie, vei găsi o comunicare o cooperare și o stabilire de noi legături de afaceri, pentru viitorul apropiat, acest lucru va fi extrem de important, deoarece te va ajuta la dobândirea cunoștințelor foarte utile. Perspectivele tentante pentru anul următor vor apărea în acest moment, astfel încât nu ar trebui să te blochezi, ci ar trebui să duci un stil de viață activ. În cea de-a treia decada a lunii decembrie vei simți un val de energie, inspirație, dorință de a te afirma. Pentru tine va fi dificil în cadrul anterior, vei dori să te implici în treburile la scară mai mare, iar ambiția ta nu ți va permite să stai la umbră. Tu însă ți -ți vei crui drum în viitor, prin urmare vei fi mai puțin dependentă de partenerii tăi. Vărsător Decembrie pentru tine este un moment de comunicare activă, călătorii și întâlniri. Prietenii și cunoscuții te vor ajuta la rezolvarea problemelor din trecut, la protejarea împotriva celor noi. În acest moment, vei avea nevoie de sprijin pentru a împărți o parte din treburile și responsabilitățile tale, pentru a distribui îndatoririle. În același timp, sentimentul datoriei va predomina asupra ta și se poate să-ți consume mult efort și timp. Dacă în perioada până la data de 19 decembrie, vei simți umorul unui prieten și vei vedea noi perspective pentru anul viitor, lucru care te va inspira. Atunci în cea de-a treia decadă va trebui să faci față independentă tuturor problemelor și îndatoririlor tale. Este posibil să te simți singură, de neînțeles și ți va fi dificil să evaluezi obiectiv ceea ce se întâmplă. În acest moment, este important să-ți protejezi sănătatea, să nu te implici în argumentări și întreprinderi dubioase, pentru a nu crea probleme pentru tine anul viitor. Pești, luna aceasta pentru tine poate fi destul de bună pentru cooperare, carieră și relații publice. Intuiția și flexibilitatea ta în comunicare te vor ajuta să depășești situații controversate și conflictuale în afaceri și să ieși din probleme cu pierderi minime. Vei avea un sprijin astral destul de puternic, așa că vei putea să spui în aplicare ideile, să obții avansarea în carieră. Cu toate acestea, prima și a doua decadă, este perioada cea mai activă și haotică, Astfel încât în multe situații te poți pierde și trece cu vederea oportunitățile, dar în a treia decadă te vei simți mai încrezătoare și chiar vei participa la transformări active în jurul tău. În acest moment, vei avea parte de o mulțime de comunicare, călătorii, întâlniri neașteptate care pot schimba obiceiurile și ideile tale, iar dacă ești gata să schimbi ceva în viața ta, Va trebui să te adaptezi rapid la un nou stil de viață. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot! Te aștept!